Tot mai mulți tineri abandonează școala. Astfel, din cauza lipsei unei pregătiri, nici nu au fost vreodată angajați. În ultimii ani, numărul acestora a crescut considerabil, ceea ce ridică un semnal de alarmă pentru societatea noastră. Proiectul Tinerii NEET, o șansă pentru viitor, urmărește atât integrarea unui grup cu vârstele cuprinse între 16 și 29 de ani în societate, cât și găsirea unui loc de muncă adecvat fiecărui participant. Țintește o categorie care are mai puține șanse, din păcate, în societatea europeană în general și românească în particular. Este vorba de tinerii care nu continuă nici școala și care nu sunt nici angajați, așa numiți generic tineri NEET. Proiectul urmărește creșterea gradului de ocupare pe piața muncii, în special pentru tinerii NEET, care se confruntă cu anumite probleme sociale sau chiar și de tip familial. Cei care poate au anumite îndatoriri familiale, au grijă de un copil sau de o persoană care are anumite incapacități și nu poate să frecventeze o formă de învățământ sau să aibă un job stabil. Sunt desigur cei, cum am spus mai devreme, care au anumite dizabilitate. Acestor tineri li se pun la dispoziție servicii de mediere, consiliere antreprenorială personalizată, cât și cursuri de formare profesională. Cei 372 de tineri pe care dorim să le schimbăm viața, ne adresăm unei categorii de tineri care nu este preocupat să-și continue studiile, nu este preocupat să dobândească o calificare și noi trebuie să redeschidem acest apetit pentru a învăța acestor tineri. Conform datelor statistice, în România, 25% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani se află în categoria NEET, adică au nevoie de sprijin și ajutor pentru a-și relua studiile ori pentru a intra pe piața muncii. Proiectul este finanțat prin fonduri europene cu o valoare de aproximativ 5 milioane de lei și se va încheia pe 31 decembrie 2023.